Emisiune sponsorizată de Clinica Eliade. În cadrul terapiilor complementare se vorbește mult despre terapiile energetice, bazate pe tehnologiile moderne de biofeedback. Despre toate acestea, dar și despre legătura dintre câmpurile electromagnetice și sănătate, vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Diferențe și Esențe. Din cele mai vechi timpuri s-a vorbit, într-o formă sau alta, despre importanța câmpurilor electromagnetice pentru sănătate, despre cum ne este influențat organismul de către mediul electromagnetic, iar astăzi au fost elaborate o serie de tehnologii moderne, având ca punct central influența câmpurilor electromagnetice asupra organismului nostru. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii și-au dat seama de importanța legăturii cu pământul, de importanța legăturii cu energiile pământului. În tratatele de medicină chineză, de acum 2000 de ani, magnetul era recomandat ca un mijloc de ameliorare a unor probleme de sănătate. Timpurile moderne, începând de la Tesla încoace, afirmă importanța tehnologiilor electromagnetice și a câmpurilor electromagnetice cu toată importanța lor pentru sănătate. Aș putea să menționez câțiva dintre pionierii acestui domeniu. Sigur, l-am menționat pe Tesla, îl menționez pe Raymond Royal Rife, pe Antoine Priore și oamenii ilustri ai timpurilor moderne care au dus această știință până la nivelul de standard pentru domeniul astronautic. Atât tehnologia de neuromodulare dinamică, cât și cea cu câmp magnetic pulsator, au avut ca destinație inițială domeniul astronautic. Această tehnologie era inițial destinată echilibrării și refacerii homeostaziei personalului astronautic pentru a face față situațiilor foarte stresante dintr-un mediu total străin biologiei noastre umane. Tehnologia cu câmp magnetic pulsator a fost și este folosită pentru a compensa lipsa câmpului electromagnetic în spațiu. Noi ne desfășurăm activitatea și trăim într-o zonă caracterizată de o frecvență. Se numește frecvența Schumann. Este vorba de o frecvență pe care o regăsim între crusta Pământului și ionosfera. Și ea reprezintă o matrice energetică pentru noi. Deci este foarte important să ne regăsim în această matrice energetică ori de câte ori putem. De ce spun lucrul ăsta, să ne regăsim? Pentru că există foarte multe surse de stres electromagnetic, denumit și electrosmog, începând de la antenele de telefonie mobilă, de la tot felul de aparate de uz casnic, inclusiv televizorul, aparatele de microunde și așa mai departe. Toate acestea utilizează anumite frecvențe care nu sunt specifice corpului nostru. Deci ne scot din matricea noastră energetică. Revenirea la această frecvență Schumann este foarte importantă pentru că ne readuce în matricea noastră fundamentală, în matricea noastră originară. Pornind de aici, noi câștigăm bunăvoința organismului în tot ceea ce înseamnă proces adaptativ, în tot ceea ce înseamnă proces de ameliorare în cazul unui număr foarte mare de probleme de sănătate. Astfel, plimbările în natură, departe de marile orașe, drumețiile la munte, de exemplu, ne pot ajuta să ne recăpătăm starea de bine, să ne reîncărcăm bateriile, după cum obișnuim să spunem. Dar, în timp, au fost realizate și o serie de aparate care să ne ajute chiar dacă nu avem timpul necesar să evadăm periodic din tumultul marilor orașe. Tehnologia cu câmp magnetic pulsator se bucură
de un număr foarte mare de studii științifice. Există lucrări de specialitate, deci sunt peste 10.000 de lucrări de specialitate pe această temă și 2.000 de cercetări științifice pe această temă. Deci putem vorbi despre o susținere științifică foarte serioasă. Ce au constatat oamenii de știință? Au constatat că în prezența acestor câmpuri electromagnetice, pulsatorii, organismul reușește să își amelioreze starea de sănătate, să accelereze procesele de vindecare. Există o serie întreagă de probleme de sănătate, față de care tehnologia cu câmp magnetic pulsator s-a dovedit eficientă. Studiile recente asupra sângelui, făcute în sistem de microscopie întunecată, deci un anumit sistem de vizualizare, au demonstrat faptul că celulele sanguine își modifică comportamentul în prezența acestor câmpuri. În ce sens? Dacă există un anumit stres metabolic, dacă există situații de deshidratare, celulele se organizează în niște rulouri. Aceste rulouri nu permit încărcarea lor cu oxigen și cu nutrienți, care să fie elemente esențiale care să fie duse la celulă. Ori sunt în aceste rulouri, iar suprafața lor de contact este foarte mică cu suprafața lor de contact cu nutrienții și posibilitatea lor de a absorbi pe toată suprafața lor acești nutrienți și oxigen este mult diminuată. În prezența câmpurilor electromagnetice pulsatorii, comportamentul celulelor se schimbă. Ele devin mult mai puternice. Ele sunt capabile să absoarbă nutrienții și oxigenul corespunzătoare tuturor funcțiilor organismului. Modul nostru natural de a reacționa la stresul electromagnetic și la tot ceea ce înseamnă presiune din partea mediului este să ne retragem undeva departe, să mergem de sculți, sunt metode pe pământ, sunt metode foarte eficiente. Dar iată că nu reușim întotdeauna să facem acest lucru. Utilizarea acestei tehnologii ne oferă o oază de liniște, un prilej de reîncărcare. Iată în ce constă concret o ședință de terapie cu câmpuri electromagnetice pulsatorii. Terapia constă în plasarea persoanei pe o saltea care emite câmpuri magnetice pulsatorii într-un ritm corespunzător nevoilor persoanei. Deci, ceea ce are de făcut persoana este doar să stea relaxată. Și chiar dacă nu este relaxată, va deveni relaxată în urma utilizării acestei tehnologii. Tehnologia de care dispunem în momentul de față permite un dialog, deci este un permanent biofeedback. Persoana care se află pe saltea este monitorizată din punct de vedere al pulsului, al ritmului cardiac, iar tehnologia se adaptează în permanență modificărilor pulsului și își dozează intensitatea și frecvența în așa fel încât rezultatul să fie maxim. În plus, pe lângă aceste terapii cu câmpuri electromagnetice pulsatorii, s-au dezvoltat și o serie de terapii energetice. Iată pe ce se bazează acestea. Tehnologia de neuromodulare dinamică lucrează mai mult pe componenta electrică a organismului. Dacă în primul caz pe care vi l-am descris se lucrează pe componenta magnetică, în cazul tehnologiei de neuromodulare dinamică avem componenta electrică. Noi suntem ființe electromagnetice. Corpul nostru exprimă acest lucru prin valori electrice. Unde se pot citi aceste valori electrice? La nivelul pielii. Ele arată niște lucruri despre ceea ce se întâmplă nu doar la nivelul pielii, ci despre ceea ce se întâmplă în profunzime, dincolo de țesutul cutanat. E vorba de țesut muscular, de țesut osos, de organe. Tehnologia de care vă vorbesc ne indică unde există anumite asimetrii, anumite devieri de la normă. Ce reușește să facă această tehnologie? Trimite semnale electrice pe această zonă
Iar de la nivelul pielii, semnalele sunt preluate până la nivelul sistemului nervos. Sistemul nervos interpretează aceste semnale și, practic, este tras un mare semnal de alarmă. Adică, toate funcțiile și sarcinile pe care le are sunt reprioritizate pentru a rezolva acea situație electrică indicată în mod susținut ca fiind ieșită din normă. Aceste terapii se bazează pe o interacțiune extrem de rapidă între organismul nostru și aparatele în cauză. Ambele tehnologii despre care vă vorbesc funcționează în sistem de biofeedback, adică aparatele trimit un semnal, primesc din partea organismului un semnal și își redozează. În urma acestui dialog, organismul ia o decizie, deci el știe ce are de făcut și acționează într-un mod foarte hotărât pentru echilibrarea acelei situații. Dar cum funcționează, de fapt, aceste terapii energetice? Aparatul trimite niște semnale electrice neurosimilare, care determină organismul să lucreze exact în zona respectivă. Iar organismul lucrează pornind de la nivelul sistemului nervos central pe cale biochimică. Toate aceste terapii complementare ne pot ajuta să ne relaxăm, să ne regăsim starea de bine și chiar în prevenție. Este important ca utilizarea acestor terapii să fie făcută și ca mijloc de prevenție. Pentru că dacă avem un organism cu un sistem imunitar puternic, cu o capacitate adaptativă mare, atunci putem să facem față mult mai ușor tuturor solicitărilor mediului. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune sponsorizată de Clinica Eliade.